Salutare și bine v-am regăsit la canalul meu! După cum ați văzut și din titlu, astăzi o să vă arăt cum să faceți colierul cu lacrimă de unicorn din Eu și Mia. Este foarte ușor. Aveți nevoie de un lănțișor auriu, orice fel de lănțișor și niște biluțe albastre. Eu am doar din acestea. Puteți pune una singură pe lănțișor și ar arăta cam așa. Sau eu am pus mai multe, am pus vreo 5, că sunt foarte drăguțe și așa mi-ar plăcea să arate al meu. Cam acesta este, sincer, tot ce aveți de făcut ca să aveți un colier cu lacrimă de unicorn, ca și cel din Eu și Mia. Știu că este cam scurt, dar atât este tot ce trebuie să faceți pentru a avea acest colier. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să-mi spuneți în comentarii dacă ați încercat și voi să-l faceți și cum v-a ieșit. Ne vedem data viitoare!